intrați în Săptămâna Mare. În ediția din această seară a emisiunii Timpul Reîntoarcerii vom vorbi despre iubire și sacrificiu, despre puterea unei îmbrățișări și a unui zâmbet. Marius Simionică a renunțat la locul de muncă din Marea Britanie și călăuzit de cuvintele părintelui Nicolae Steinhardt, dăruind, vei dobândi, dăruiește și se dăruiește pe sine în fiecare zi celor aflați în nevoie. Fiind răsplătit în binecuvântările bătrânilor, în casele cărora intră și în zâmbetele copiilor pe chipurile cărora aduce soarele. Marius, a câta casă este cea pe care o construiți aici, în județul Dâmbovița? Această casă pe care o construim pentru Andreea este a 8-a noastră casă și al 4-lea județ în care ajungem cu acest proiect. Fiecare casă are o poveste specială în spate. Care este povestea casei acesteia? Ce m-a determinat pe mine să încep construcția celei de-a 8-a case și să aleg acest caz a fost, să zic, punem așa, drama acestei micuțe, care anul trecut și-a pierdut tatăl, un om de care ea era foarte apropiată și, din păcate, a pierdut lupta cu viața din cauza cancerului. Și noi inițial nu am venit pentru a construi o casă aici, am venit pentru a-i aduce alimente, rechizite, însă când am văzut condițiile în care locuiește ea cu mama ei, această casă de pământ care stă gata să se prăbușească în orice clipă, am spus că ar trebui să facem puțin mai mult pentru ea și așa am început proiectul Casa numărul 8. Și nu vă opriți aici? Știu că ați început deja casa numărul 9? Da, deja, să spunem așa, în românește am bătut palma pentru casa numărul 9. Este un caz oarecum asemănător. O bunică de 90 de ani, din păcate nevăzătoare de vreo 30 de ani și care m-a impresionat foarte mult de modul în care își crește nepoții. Asta ne-a făcut să începem casa numărul 9, tocmai în județul Buzău. Marius, în afară de materiale de construcții, ce puneți voi în casele acestea? În primul rând punem suflet, pentru că fără suflet n-am putea să construim. În fiecare casă punem suflet, punem sudoare, uneori când avem mici accidente, chiar și sânge, aș putea spune, ne mai lovim, pentru că nici noi nu știm absolut toate operațiunile care înseamnă construcția unei case și atunci, dacă nu avem voluntari de meserie, trebuie să improvizăm, să învățăm și așa am ajuns să învățăm aproape tot ce înseamnă o casă. Cine sunt cei care vă ajută de fiecare dată? Peste 90% sunt românii de pretutindeni. Pentru că și eu am decis să mă întorc în țară în urmă cu vreo 3 ani din Anglia, după aproape 15 ani. Și practic toate proiectele în care ne-am implicat au fost susținute în peste 90% de diasporă, ca să spun așa. Financiar și în mod fizic? Depinde de proiecte. La început și chiar și acum, de multe ori a trebuit să angajăm echipe de meseriași, pentru că adevărul este că în România voluntariatul încă este la stadiu de început și este foarte greu să convingi oamenii ce înseamnă cu adevărat voluntariatul, ce implică și faptul că trebuie să faci lucrurile astea din, pur și simplu din suflet. Adică dacă simți să faci lucrurile astea. Și atunci noi când începem un proiect luăm în calcul inclusiv mâna de lucru plătită. Dar spre bucuria mea, de la proiect la proiect încep să apară și voluntari, încep să înțeleagă despre ce este vorba și sper ca într-o bună zi aceste case să fie exclusiv construite cu sufletul și cu mâna voluntarilor. Cine sunt cei care contribuie la ridicarea acestei case, de pildă?
În primul rând, am un prieten foarte bun apropiat, Ștefan Voloșeniuc, care este un om de afaceri din Anglia și care a fost implicat câțiva ani în mai multe proiecte și acum am decis amândoi să construim cel puțin următoarele 10 case împreună, dar bineînțeles cu implicarea și a celor din România. Și cei care muncesc fizic la ridicarea casei sunt voluntari? 50% sunt voluntari, 50% oameni, echipe plătite, pentru că sunt, așa cum am spus, sunt anumite operațiuni pe care nu le putem face noi. Mai este și chestia că noi ne punem un interval de timp în care dorim să terminăm proiectul. De exemplu, fiecare proiect ne-am dorit să-l turnăm, fiecare casă, să nu stă mai mult de 6 săptămâni. Și atunci, pentru a grăbi lucrurile și pentru a ne încadra în acest termen, trebuie să apelăm în principiu la echipe plătite, dar sunt și voluntari care se alătură pe parcurs. Chiar la casa asta avem voluntari care au venit tocmai din Tulcea. Sunt băieții care ne-au ajutat să construim acoperișul. Am fost și eu puțin uimit, ca să spun așa, când am primit mesaj și mi-au spus că ar dori să vină să dea o mână de ajutor și practic ne-au construit tot acoperișul, au venit din Tulcea, de la atâtea sute de kilometri. Și acum am alt doi băieți care au venit voluntari, care sunt afară chiar în clipa asta și se ocupă de izolația casei, care de asemenea tot din Tulcea au venit. Suntem în săptămâna mare. Această casă este un cadou de Paști pentru Andreea. Ce mai aveți de făcut? De când ne-am apucat de acest proiect, am vorbit cu Ștefan și ne-am pus de acord că trebuie să facem tot posibilul și imposibilul ca această casă să fie dăruită Andreei înainte de Paște și probabil că o să lucrăm zi și dacă e nevoie și noapte pentru ca lucrul ăsta să se întâmple. Suntem la stadiul interior finisaje, iar la exterior, astăzi și în perioada asta, lucrăm la izolarea casei. Eu zic că ne încadrăm. Practic, ce a fost mai greu a trecut. Miercuri, joi, cred că va fi totul gata, inclusiv mobilată și utilată cu tot ce este necesar. Practic, când Andreea și mama ei vor intra în casă să primească cu adevărat o nouă șansă la o viață normală. Să intre cu lumina în noua casă. Da. Aici am crescut 5 copii în căsuța care o vedeți. Mă bucur pentru că domnul Marius mi-a spus că pentru ea luptă mai mult, să-i facă și o căsuță, să o scot din perioada asta. Și dacă sunt cu băiatul, are să le facă și lor o cameră ca să stea și ei acolo așa. Ce este Marius pentru dumneavoastră? Ce înseamnă el? Un om bun. De la început, de când am auzit de dânsul, foarte bun, m-a ajutat foarte mult și cu Andreea și cu școala și cu tot. Am spus, mi-a luat și medicamente, tot mi-a luat. Ok, haideți să vă arăt puțin și condițiile pe care noi le-am găsit și de ce ne-am hotărât atât de repede să-i construim Andreei o casă. Practic, după cum vedeți, aceasta este într-un stadiu extrem de avansat. Poate cădea, se poate întâmpla un accident oricând. Plouă prin acoperiș, construcția este făcută din pământ, cu o greutate destul de mare din cauza acestor grinzi și atunci asta ne-a făcut să mișcăm lucrurile mult mai repede decât în alte cazuri. Pentru a nu trăi vreo dramă, Doamne ferește. Haideți să-ți prezint puțin casa Andrei. Aici va fi baia. Baie care, bineînțeles, va fi dotată cu tot ce este nevoie. Vom avea toaletă, vom avea cabină de duș, iuvetă, mașină de spălat
și boiler electric pentru că nu exista apă curentă. Aici o să montăm bucătărie cu aragaz, cu ghiuvetă, aici vom avea masa lor unde vor servi masa chiar lângă fereastră. Zona de living. După cum am spus, mie îmi place spațiul, așa că între living și bucătărie va fi open space. Piesa noastră de rezistență, sova, care va încălzi toată casa, este făcută strategic în centru pentru a acoperi toate cele trei încăperi. Aici va fi dormitorul mamei. Spațiu destul pentru mămică. Un dormitor luminat. Intenționat aici am pus o fereastră mai mare pentru a intra lumină în viața și în camera Andrei. Probabil că aici o să așezăm patul, îi vom monta un birou pentru lecții aici undeva lângă fereastră, un șifonier unde să-și poată ține hăinuțele și cam asta este casa Andrei. Marius, cum a început totul? Tu aveai un loc de muncă foarte bine plătit în Anglia, erai tehnician. Și ai lăsat totul, tot ce aveai acolo, pentru a dărui bucurie în România. Da, totul a început în urmă cu aproximativ 5 ani. În primii 2 ani, practic, organizam toate acțiunile din Anglia și pentru a veni și distribui alimente și toate acțiunile pe care le organizam, îmi luam concediu, îmi foloseam practic concediu de la firmă. După care oamenii au început să se implice din ce în ce mai mult, volumul acțiunilor au început să crească și practic am ajuns la o cumpănă în care trebuia să mă decid ce fac. Fie mă dedic total voluntariatului, fie îmi văd de treaba mea în continuare, de viața mea liniștită din Anglia. Și atunci n-am stat foarte mult pe gânduri și am decis să vin în România să punem bazele acestui ONG. Voi mergeți prin satele din România pentru a ajuta bătrânii care sunt singuri. Câte mii de kilometri ați parcurs voi? La un moment dat am ținut evidența kilometrilor pentru că, practic, într-adevăr, nu era loc pe care noi să-l numim prea departe. Specificul acțiunilor noastre ăsta a fost să mergem din casă în casă. Iar partea cu bătrânii, vreau să zic că m-a impresionat cel mai mult din toate categoriile pe care le-am ajutat și de aceea am decis de vreo 2 ani de zile ca acțiunea Alimente pentru bunici, am denumit-o noi, să fie una permanentă, an de an, lună de lună și practic avem 8-10 județe în care mergem, unde avem voluntari care se ocupă de cazuri și în fiecare lună mergem și le ducem alimente. Tu ești cel mai în măsură să ne spui care este puterea unei îmbrățișări? Acum am simțit cel mai mult lipsa acestei îmbrățișări în perioada pandemiei, pentru că e greu să te abții. Pot spune că absolut peste tot pe unde am ajuns, oamenii ne îmbrățișeau. Nu mai spun că pur și simplu unii pur și simplu îmi pupau mâna. Ăsta este adevărul, nu vreau să nu specific lucrul ăsta. Am întâlnit cazuri unde oamenii încercau să ne plătească alimentele pentru că pur și simplu nu le veneau să creadă că cineva poate să vină cu atâtea sacoșe cu alimente și legume și tot ce le duceam și să nu le ceară nimic în schimb. Și îmi spuneau că ce poate să-mi ofere și le-am spus că sănătate și o rugăciune este mai mult decât de ajuns. Impresionantă poveste din cele pe care le-ai întâlnit în drumurile tale. Este un caz care probabil o să rămână în memoria mea foarte mult timp. Eram într-unul din satele din Dâmbovița.
aveam lista cu bătrânii la care trebuie să ajungem, prin voluntarii care aveam în zonă, și era o bătrână la poartă, nu era pe lista noastră. Am văzut că făcea ceva pe o placă de beton și practic am oprit mașina, m-am dus la dânsa și am zis că să o ajutăm cu ceva. Și când am ajuns acolo, nu venea să cred ce face. Deci practic spărgea sâmburi cu un bolovan mare și mânca miezul, practic își făcea o mămăligă luni și avea o săptămână din ea cu mere, cu prune, sâmburi și practic din asta se hrănea. Și asta nu este un caz singular. Sunt foarte multe cazuri în România de genul ăsta. Sunt oameni care au muncit o viață și totuși acum suferă în acest fel. Și asta ne-a determinat să continuăm și să ne mărim aria de a merge cu acest tip de alimente. Sunt conștient că probabil ajutorul nostru nu este unul foarte mare. Ei au nevoi mult mai multe, dar mă rog și sper ca măcar ce facem noi și ce fac și alții să fie un exemplu și să fie puterea exemplului. Pentru că în acest fel, probabil dacă mai mulți ne-am întoarce fața către cel de lângă noi, cu siguranță lumea ar fi mai bună. Ce trebuie de fapt ca să faci bine? Cred că trebuie o inimă bună și inimă bună eu consider că sunt foarte mulți oameni care o au. Doar că nu foarte mulți au avut ocazia să fie implicați în lucruri de genul ăsta. Și am foarte multe exemple, prieteni care au venit în concedii din diferite țări și i-am luat cu mine în diferite acțiuni cu alimente pentru bunici sau copii și practic i-am simțit înainte de acțiune și după acțiune. Practic s-au schimbat total la 180 de grade, au luat contactul cu aceste acțiuni și acum sunt nelipsiți, se implică foarte, foarte mult. Tu în Anglia făceai voluntariat, era un alt fel de voluntariat până da. Să te dedici României. Îi ajutai pe românii de acolo, care veniseră să se stabilească în Marea Britanie. Da, practic așa a început. Practic prin 2011-2012 am început să creez grupuri și pagini pentru românii din UK, unde adunam toate informațiile de care un român avea nevoie pentru a aplica pentru diferite lucruri, pentru a-și găsi un loc de muncă. Și asta pentru că la momentul ăla era foarte greu să găsești informații sau le găseai foarte împrăștiate. Și atunci m-am gândit că trebuie să vin în ajutorul, pentru că la rândul meu m-am lovit de foarte multe lucruri. Cam așa a început voluntariatul pentru mine. Câți ani ai stat în Marea Britanie? Practic în 2009 m-am mutat acolo, dar... Înainte am stat pe afară, ca să spun așa. Practic din 2005 ai plecat din țară. Am plecat prima dată din țară și de atunci am tot fost plecat. Acum e cea mai lungă perioadă de când sunt în România, în ultimii 3 ani. Cât timp stai în România? Pe an? Cred că 80% din an, poate chiar mai mult, îmi petrec timpul aici în România. Sunt foarte multe proiecte și e foarte mult de alergat. Eu chiar nu pot să mă plâng niciodată că timpul trece greu. Uneori nu mi-ajung cele 24 de ore. Mai în glumă, mai în serios, muncesc și când dorm, pentru că și în somn stau și mă gândesc unde să mă duc, cum să fac, cu cine să iau legătura, unde trebuie să mai ajung și așa mai departe. Și dimineața mă trezesc deja obosit. Am văzut în postările tale de pe pagina de socializare o fotografie care m-a impresionat foarte tare. Un bătrân care nu avea aproape nimic, dar avea Biblia lângă el, care era singurul lucru care îi aducea alinare.
Care crezi că este cel mai de preț lucru din viață? Pentru mine cel mai important lucru este respectul. Și de aici pleacă multe alte ramuri. Era unul dintre cazurile în care, dar cu Biblie, dar cred că peste jumătate dintre bătrânii la care ajungem au cel puțin o Biblie la îndemână și, într-adevăr, pentru ei, nu știu, e... Atunci nu mai sunt singuri. Da, nu mai sunt siguri, pentru că mulți dintre ei, multe dintre cazurile la care ajungem, poate peste 80% sunt singuri. Ce crezi că are România, ceva ce nu ai regăsit în celelalte țări în care ai fost? Aș putea spune oameni. Are oameni cu suflet. Asta ne definește pe noi ca români. Oameni cu suflet, oameni care atunci când se implică în ceva, pur și simplu o fac din toată inima. Și cred omenie, România are omenie. Care sunt cuvintele după care te călăuzești tu în ceea ce faci? Fă rai din ce ai. Practic, cu mulți, cu toată lumea cu care am vorbit și încă port asemenea discuții, încerc să le explic că nu îți trebuie foarte mult pentru a face ceva pentru cel de lângă tine. Ideea mea a fost încă de la început de a implica mai mulți oameni, câte puțin, decât de a căuta surse care să fie ca și sponsori și să îți dăruiască mai mult dintr-o dată. Eu mă simt doar un mesager al românilor de pretutindeni. Sunt foarte, foarte mulți români plecați afară de foarte mulți ani care chiar își doresc să ajute, să se implice. Dar distanța fiind atât de mare, practic eu m-am transformat în mâinile și picioarele lor și inima lor în același timp, pentru că suntem deja prieteni. Și atunci eu mă consider doar mesagerul românilor de pretutindeni care își doresc să ajute și să se implice în cazurile umanitare din România.